dacă vei să tocă. Că visoarea băgați o poză aici, așa de voi. Are 25. Are tot are. Din partea Partidului Poporul la funcția de președinte al Consiliului Județean, după cum vedeți, ne-am ținut de cuvânt, domnul Dan Diaconescu, viitorul președinte al României, a venit în mijlocul nostru. Candidatul nostru la funcția de primar al comunei dumneavoastră este domnul Sava și Marcel și sperăm că în data de 11, eu împreună cu data de 11, când se vor număra voturile, eu și cu dânsul să fim câștigători.
este domnul Dan Diaconescu, viitorul președinte al României și îi dau cuvântul dânsului. Să fie câștigat! Bine v-am găsit aici, am venit cu puțină ploaie, cu mult belșug, am venit cu multă speranță și vreau să împărțim, așa cum am împărțit și pâinea puțin mai devreme, în părți egale cu fiecare dintre oamenii din popor pe care am întâlnit în cale, așa vreau să împărțim și rezultatele muncii noastre, rezultatele acestei revoluții violet, acestei revoluții a votului, imediat după data de 10 iunie, fiecare dintre dumneavoastră, într-un fel sau altul, să ajungeți în sfârșit la putere. După 22 de ani și dumneavoastră, cei de aici, de la talpa țării, să ajungeți să conduceți, să vă conduceți familiile spre o viață mai bună. Aș vrea ca apoi să câștigăm împreună și alegerile parlamentare, astfel încât să aveți în sfârșit un guvern al dumneavoastră al poporului la București, un guvern format din oameni de elită, din mari intelectuali ai țării, din doctor de renume, cum e Paul Porea, doctorul chirurg, cel mai bun al Germaniei, este aici alături de mine, în localitatea dumneavoastră. Cum este doctorul de suflete, Florin Condurățeanu, de asemenea și el prezent aici lângă mine. Cum este viitorul ministru de interne, Sorin Ovidiu Bănan, prezent și el aici la dumneavoastră. Și cum sunt toți cei lanți colegi ai mei pe care i-am lăsat acasă sau care sunt astăzi în alte județe ale țării, în vizită în rândurile poporului, Horia Mocanu, americanul Horia Mocanu și toți ceilalți colegi de suflet de-ai noștri. Eu am venit așadar să vă aduc multă speranță, vreau să vă aduc și multă fericire și să vă readuc zâmbetul pe buze, dar mai ales să vă readuc copiii acasă, copiii care v-au plecat la muncă în străinătate. De asemenea, mai am un vis să creăm locuri de muncă, să aveți în sfârșit pe aici, pe aproape, unități productive în care să munciți. Astfel încât toți copilași aceștia, aici o fetiță cu ochi albaștri și cu gropițe în obraj, să aibă și ei locuri de muncă peste 10 ani, peste 5 ani, peste 7 ani, când vor trebui să muncească. Aș vrea ca, în sfârșit și dumneavoastră, pensionarii, să aveți pensii decente, pensii cum au cetățenii europeni, pensii cum au toți cetățenii din țările în care politicienii nu fură. Și primii politicieni care nu vor mai fura din banul public vor fi politicienii aceștia ai noștri, aceștia noi, pe care noi îi vom aduce împreună cu dumneavoastră la putere peste câteva săptămâni. Anul 2012 nu va fi sfârșitul lumii, ci va fi sfârșitul lumii ciocoiești, ciocoii de aici din Mehedinți, ciocoii de la dumneavoastră din localitate, credeți-mă, chiar vor pica, vor cădea jos și apoi va cădea jos și ciocoiul cel mare, mega ciocoiul Traian Băsescu. Și Traian... Iar când Traian Băsescu va pica, tot poporul se va ridica. Uite așa cum urcă pe treptele acelea copiii, așa va urca tot poporul român pe treptele noii civilizații și o să vedeți că în câțiva ani, poate cel mult în 10 ani de acum, golul România să devină o mare forță agricolă, în primul rând a Europei, o mare forță industrială a acestei părți din lume și o să-și recapete avuțiile, bogățiile subsolului și tot ceea ce oamenii aceștia răi care ne-au condus 22 de ani au furat, au jefuit sau au înstrăinat către niște străini pe bani de nimic tot ceea ce mai aveam noi de preț. Sunt aproape porțile de fier 1 și porțile de fier 2. Poate nu știați, dar actualul guvern PDL, condus de fapt de un membru PNL, de Mihai Răzvan Ungureanu, se pregătește să vândă partea românească a hidrocentralei porțile de fier 1, porțile de fier 2. Și nu vor să o vândă oricum, ci pe un preț de nimic, pe prețul de câteva milioane de euro, exact cât produce hidrocentrala în fiecare zi, pe profitul obținut de hidrocentrală într-o zi, pe atâția bani vor ei să vândă hidrocentrala să nu mai fie niciodată a noastră. Dar de-aia trebuie să ne grăbim cu votul nostru, cu revoluția votului și să îi stopăm pe acești oameni să nu mai reușească să vândă nimic din bogățiile țării și dimpotrivă să recuperăm ce se mai poate recupera, să recuperăm petrolul, să recuperăm țițeiul, și să le dăm dumneavoastră poporului în părți egale, așa cum le-ați avut până în 1989. Fie ca așadar această dorință noastră a tuturor să se împlinească în această zi sfântă pentru noi tot timpul, sigur, în fiecare întâlnire cu dumneavoastră, noi considerăm că este o zi sfântă, fiindcă o asemenea întâlnire eu unul n-am mai văzut, cel puțin în localitatea dumneavoastră. Eu nu știu cum l-ați fi primit dumneavoastră aici pe Traian Băsescu, dacă ar fi venit de exemplu. Nu știu cum ați fi primit-o pe Elena Udrea.
sau pe ceilalți guvernanți. Dar de-aia cred că este o zi sfântă, felul care dumneavoastră stați și ne ascultați pe noi, exact ca la o rugă, ca la biserică, numai că noi, desigur, noi nu suntem preoți și nici nu suntem oameni care să facă minuni. Noi suntem doar niște tipi ok, niște tipi corecți și cinstiți, care vin și vă spun dumneavoastră adevărul, care vin și vă zic seara la televizor cum stau lucrurile și a doua zi încercăm să venim în localitățile dumneavoastră, să vorbim direct cu fiecare persoană în parte, să vă ascultăm problemele și apoi să le ducem mai departe la televizor, să le audă și restul țării și restul lumii. Acestea fiind zise, vreau să rog și pe Florin Pândurățeanu să vă spună câteva cuvinte și apoi și pe Sorin Ovidiu Bălan și apoi pe fiecare dintre dumneavoastră, cei care veți dori să ne spuneți ceva. Vă pup, oameni de toată lauda, și pup comuna Salcea, cea mai sentimentală și gânditoare plantă de pe suprafața pământului, Salcea, purtați un nume superb. Și vreau să vă asigur de un singur lucru, cunoscându-l bine și bucurându-mă de-a lungul a 23 de ani de succesele lui Diaconescu, acel băiat venit în rândul poporului cu vise, gânduri deștepte și succese, n-a ratat nimic, așa cum a făcut ziare de mare succes pe gândul lui, cum a făcut acea televiziune atât de iubită, care este la picioarele dumneavoastră în fiecare seară, OTV-ul, pentru că numai acolo se scrie în fiecare seară, mulțumim poporului român. Acolo sunteți dumneavoastră stăpânii, în inimile și în gândurile noastre, în partidul ăsta, care în 6 luni parcă a răsărit o minune din pământ. Este atât de iubit și întâmpinat cu dragoste de oamenii români, cei de toate zilele, așa cum sunteți dumneavoastră, care nu trebuie să mai aveți lacrimi pe obraz. Și cele 100 de puncte, jumătate răsărite din dorințele dumneavoastră, sunt în cazul în care veți voi să schimbăm și să ridicăm România pe genunchi, marea urgență pentru binele poporului român. Și acum o să ajungă și pe Sorin Ovidiu Bălan. Domn Diaconescu! Domn Diaconescu! Domn Diaconescu! Bună ziua, oameni buni! Mulțumim frumos de privirea, de primirea caldă de aici. Vreau să vă spun că apropierea de Maglavid îmi dă și mie o stare așa de grație. Și în drum spre încoace am avut și eu o viziune. Vă împărtășesc și dumneavoastră. Se făcea așa că dumneavoastră ieșați la vot cu toții. După ce votați, ieșea Dan Diaconescu președinte. După aceea, Dan Diaconescu mă numea pe mine ministru de interne. După aceea, Dan Diaconescu mi-a dat ordin să-i arestez pe toți ciocoii. După aceea, după un an de zile, mă chema la raport și zicea, Bălane, i-ai arestat? Eu îi raportam, da, domnule președinte, i-am arestat. Iar domnul președinte zicea, Bălane, mă minți. Eu, speclit, să-l întreb, cum vă mint, domnule președinte? L-ai arestat pe ciocoiul din Mehedinți? Și eu atunci să-mi revină glasul și să... L-am arestat, domnul președinte. L-am arestat. Așa să știți că ciocoii ăștia și ai dumneavoastră, dar și cei care îi păstoresc de la București pentru că sunt mână-mână o clică de hoți, o mână se spală pe alta și se apără unii pe alții, ei bine, să știți că vor ajunge la pușcărie. Ba chiar avem un moment când mă gândeam că n-ar fi bine să-i trimitem la pușcărie ca să trăiască în continuare pe banii noștri. Sunteți aici vecini la canal. Eu ziceam așa că tot e gârla mare în apropierea dumneavoastră aici. Haideți să le dăm drumul pe gârlă și să se întoarcă când eu chema noi. Am fost întrebați în gârla mare dacă domnul președinte Diaconescu a fost scos și asta e adevărat, vă spun confidențial, dau din casă.
a fost scos din programul de protecție a candidaților la președinție. Chiar cineva se arăta îngrijorat, domnule, ce îi se poate întâmpla? Eu mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că n-avem nevoie de bodyguardilor, pentru că vă avem pe dumneavoastră și mi-aduc aminte că în noaptea de înviere Traian Băsescu n-a avut curaj nici măcar să se ducă înconjurat de tot SPP-ul lui, n-a avut curaj nici măcar să se ducă să ia lumină. Noi stăm în mijlocul dumneavoastră și vă mulțumim și vă promitem încă o dată că imediat ce vom veni la putere, le vom lua banii pe care vi-au furat și îi vom băga în visteria statului. Vedeți că o să vină în campania electorală și o să încerce să vă spună că au soluții, că au specialiști, că sunt deștepți, că vor ridica România. Puneți-le o singură întrebare. De ce n-au făcut-o până acum 22 de ani? De ce s-au trezit tocmai acum să facă ceea ce n-au făcut 22 de ani? Și dacă vă vor da vreun pui sau vreun chil de zahăr sau vreun milion de lei, luați-le, pentru că sunt din banii dumneavoastră, luați-le, dar votați așa cum vă dictează conștiința. Iar dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să-și vândă votul, pentru că de sărăcie se mai întâmplă și lucrul ăsta, atunci când ia puiul și kilogramul de zahăr, vă rog frumos să-l drămuiți foarte bine ca să vă ajungă 4 ani de zile până la alegerile următoare. O întrebare. Vă mulțumesc. Vă rog. Dacă în 4 ani de zile nu se face nimic, în partea parolului. Într-un an se face. Într-un an. Deci într-un an se face. Într-un an, deci 4 ani. Punem o întrebare din partea comunei Salcia. Da, deci într-un an, nu în patru. Acum aș vrea să ne vorbească și viitorul nostru primar, de aici din Salcia. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Stimați cetățenii comunei Salcia, mă cunoașteți cu toții. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului președinte, că a ajuns și în comuna noastră. Vreau să vă întreb un singur lucru. V-ați săturat de 20 de ani de mici, de bere, de lichene și de găleți. Vreau de acum încolo să mergeți la vot cu fruntea sus, să nu vă vindeți pe un milion, pe un mic sau pe o bere. Veniți, luați pe datorie și când veți merge la vot, să mergeți cu sufletul curat și cu fruntea sus și să votați Partidul Poporului. Votați pentru popor! Dumneavoastră sunteți din popor! Dumnezeu să vă deschidă mintea, Dumnezeu să vă dea gândul cel bun când veți merge la vot și să votați numai spre mine. Dumnezeu să binecuvânteze Partidul Poporului și Comuna Salcia. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu încă o dată tuturor, mulțumesc mai ales copiilor de aici, sunt sigur că va fi ca și o cruciadă a copiilor ce se va întâmpla din 10 iunie încolo în România, fiindcă acești copii din jurul meu și până și ei știu că trebuie să pice Băsescu și cred că ei vă vor obliga pe dumneavoastră oamenii mari să mergeți la vot și să votați cum trebuie, să votați în consecință. Mai mult decât atât, o fetiță aici de 9 ani spune că ea în fiecare seară la 8 se uită la OTV și am întrebat-o, dar tu înțelegi ce se întâmplă acolo? Și a spus că înțelege și că este ceva foarte interesant. Așadar, dacă copiii de 9 ani realizează ce dramă se petrece în această seară, că sunt niște oameni pe care dumneavoastră, din greșeală, i-ați votat acum 4 ani, care vă fură miliarde de euro în fiecare an și care din cauza asta vă lasă cu pensii și cu salarii mici, deci dacă și copiii au realizat asta, înseamnă că totul e pierdut pentru Ciocoi și că totul este câștigat pentru noi, pentru cei din popor. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, la revedere și în ținere să vim aici în Salcia, după victoria noastră, după ce domnul Marcel va câștiga aici și după ce președintele Consiliului Județean va fi deținut de Partidul Poporului. Cu 40 de ei, poate vrea că...